Bună seara și bine v-am găsit! Decembrie e deja în calendar, ceea ce înseamnă că a început luna magiei. De 25 de ani, magia are loc și la ProTV. Sunt 25 de Crăciunuri de când, prin campania Dăruiești și Câștigi, am învățat că doar oferind poți primi. Și în acest an știm sigur că vei fi la fel de generos, astfel încât să facem niște sufletele mai fericite. La ProTV, dăruiești și câștigi! Fiecare dintre noi vrem să fim mai buni și să trăim fericirea de a dărui. Este vorba despre 157.057 de lei. 295.402 lei. 340.158 de lei. 415.908 lei. Emoțiile sunt foarte mari. Mulțumesc tuturor oamenilor care nu au fost indiferenți. De 25 de ani, pe 25 decembrie, de Crăciun, tu ai simțit, ai oferit și ai schimbat destine. Acum sunt în Italia. Sunt foarte recunoscător. Să terminăm de construit casă. Asta e casa noastră, nu? Data din 19 ianuarie am fost operat. Mă simt bine. Apartament pe strada Bogdan Voievod. Magia începe în anul 1999 și suna astfel. Provestea de Crăciun. Bună seara, dragi prieteni, aici în Scoarul Operei Naționale. Sute de oameni se adunau în centrul capitalei, unde minunile se întâmplau datorită ție. Tu ai adus spiritul Crăciunului acolo unde cu greu răzbătea și ai oferit bucurie în 13 școli internat și 4 orfelinate. Iată că visul lor se împlinește în această seară. De-a lungul anilor ai aflat povești cutremurătoare. Pomagiți, pajar! Чтобы я жила долго. Пошарна стамоса користе посадила ем. Хватит садичать. Ai cunoscut oameni care au înfruntat sărăcie. Nu te îngheață picioarele acum cu ei? Îngheață, neacă. Mă, nu mai încerci. E cum e cu celate? Mami, azi nu are bani. Și ai căror soartă a fost cruntă. Pe noi vrea să ne alungă de în casă. Mă luci pe sei zi, Bogu, чтобы сохранил меня для детей. Eroii campaniei Dăruiești și Câștigi nu îndrăzneau să creadă în minuni. Eu nu cred în povești. Dar împreună am oferit speranță. Moș Crăciun! Generozitatea ta nu a avut limite și ai schimbat destinele a 48 de familii. O mașină pentru familia Vârlan din Orhei. Luxoase, frumoase. Gardul a făcut un creștet. Și în copii ai investit și de amoase investesc. Ai ajutat 136 de copii. Atâtea haine, atâtea bunătăți. N-am crezut așa ceva, că azi om avea așa casă. Vreau să mulțumesc toți oamenii care m-au încurajat, m-au susținut. Sunt foarte emoționat pentru că acești oameni au dat o sumă mare de bani. Iar celor fără adăpost ai reușit să le oferi 20 de locuințe. Sunt chei de la un apartament. Un apartament pe strada Bogdan Voievod. Mami, dă-te chei de partea mie. Este cel mai sfânt lucru pentru mine. Dar mai ales posibilitatea de a avea propriul cămin, unde să poată visa la un viitor mai bun. Mă temeam să nu mă trezesc din vis și să nu fie ireal. Implicarea ta nu se oprește aici, pentru că ai reușit să dăruiești o nouă șansă la viață. Tu ai plătit pentru 16 operații și tratamente medicale. Dumnealui spune că chiar pe rabota e ce budit carașo. Fericită? În toată această perioadă ai trimis aproape 280.000 de SMS-uri și ai făcut 7.900 de transferuri bancare. Ai donat peste 7 milioane și jumătate de lei, peste 30.000 de euro și 26.000 de dolari. Este vorba despre 700.852 de lei! Moldova nu a mai fost vreodată atât de generoasă. Iar voia bună ne unea de fiecare dată. Soală gazdă din pătuți, florile d'albe. Florile, florile d'albe. De 25 de ani, povestea Dăruiești și Câștigi continuă la ProTV. Iar asta pentru că de Crăciun tu ești cel care face ca minunile să se întâmple. Îți mulțumim pentru bunătatea și generozitatea ta. Știm că și în acest an o să fii alături de cei care au nevoie de tine.
Despre campania Dăruiești și Câștigi discutăm în continuare cu Valeria Capra. Bună seara, bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Cu tine am încheiat, s-a încheiat de fapt acel reportaj, cu tine începem această discuție și eu cred că o să rămânem aici la acest reportaj pe care l-am văzut, un reportaj care a adunat în 4 minute jumate, da, 25 de ani de Dăruiești și Câștigi. Cum a fost pentru tine să faci această selecție? A fost o provocare, a fost o adevărată provocare, pentru că, într-adevăr, sunt aproape 5 minute în care am reușit să adun 25 de ani de istorie, zic eu. Am petrecut vreo 4 zile la montaj, doar verificând toate imaginile, pentru că toată această arhivă de 25 de ani a fost foarte bine organizată în mai multe mapi și, mă rog, a fost bine organizată și am petrecut ceva timp să le privesc, să le simt, ca să știu ce anume e nevoie să identific și să selectez. Da. Da. Cum a fost procesul ăsta pentru tine? Uite, tu ești la știri de vreo 3 ani, 3-4 ani, nu? Din 2020. Nu știu în ce măsură, tu ai 27 de ani, cu siguranță la 2 ani n-ai început să te uiți la Dăruiești și Câștigi. Eu adică am 26 de ani. Scuze, Valeria, eu am anticipat inițial, scuze, am făcut o greșeală, da, urâtă, dar o să-mi iau revanșa, promit. Deci tu aveai nici 2 ani atunci când tu deja aveai 2 ani. Da. Atunci când începea Dăruiești și Câștigi, cum a fost pentru tine să vezi toate aceste imagini, să vezi colegii pe Lorena, interpreții noștri, cazurile care erau atunci și toată atmosfera din jurul campaniei? A fost special, de-a dreptul special. Eu, într-adevăr, eram foarte mică când a început această campanie, dar văzând imaginile din Piața Marii Adunări Naționale, bine că la început era în scoarul operei de operă și balet, teatrului de operă și balet. Mulțimea e de oameni, pentru că în anii 2099, într-adevăr, erau mii de oameni, nu sute. Minunat a fost să văd acele imagini, pentru că perioada aia are un farmec și eu mi-o aduc aminte pe la vârsta de 3-4 ani, adică de asta spun, am petrecut ceva zile să identific, să simt acele imagini și a fost o plăcere să mă uit peste Odita Mai Istorie, care este impresionant. Așa este, arhiva asta este o comoară, da, care stă acolo frumos în cufăr și care ar fi bine să stea mult, pentru că cu cât trece timpul, cu atât mai prețioasă devine. Da. Apropo, spuneam despre aceste imagini, da, din 99-2000, colegii mă... am fost îndemnată să nu prea folosesc, uite, cadrele astea vechi, să zic eu, dar mie mi se păreau atât farmec în ele, încât am zis că ele neapărat trebuie să apară. Așa este, așa este. Da, nici nu îți dai seama cum trece timpul până în momentul în care, uite, îl vezi chiar și pe Adrian Ursu tânăr, știi? Sau pe Adriana Ochișanu cu, nu știu, cu orchestra, cu da, Corneliu, adică a fost... E ceva. Da, eu am tot răsfoit și toți artiștii, Nel Ciobanu, deci este și o istorie de artiști acolo, da, o selecție de imagini și de... lângă cazuri. Da, pentru că în fiecare an la Dăruiești și Câștigi vin și niște artiști ca să facă atmosfera asta să fie cu adevărat magică. Dar înainte ca să discutăm despre cine va fi anul ăsta și ce se va întâmpla, hai să vedem pentru cine se va întâmpla totul în acest an. Cele două cazuri din acest an au fost deja prezentate la știri. Dacă nu le-ați văzut, aveți ocazia să le revedeți sau să le vedeți pentru prima dată pe site-ul protv.md, acolo unde vor sta, vor fi și veți vedea cum puteți să ajutați acești oameni. Valeria, te rog să ne spui pe scurt fiecare poveste despre ce este. Da, într-adevăr, în acest an am selectat două cazuri. Este vorba despre două familii, familia Ciumecu și familia Cristescu. Dacă e să începem cu familia Ciumecu, pentru că a fost ea prima prezentată, este istoria unei familii, a unei mame, care a avut curajul să iasă dintr-un mediu toxic și aici vorbim despre violență. A avut curajul să-și ia sub aripă cei 7 copii și să plece de acasă, da? Fără un acoperiș deasupra capului. De asta zic eu, o femeie curajoasă care își crește toți cei 7 copii, mai ales că 2 dintre ei sunt diagnosticați cu boli. Alexandru suferă de autism, Evelina la fel are o formă de retard mental. Bine, nu este grav, dar există. Acum, necesitatea acestei familii este o casă. Ei visează la un acoperiș deasupra capului. Chiar vorbeam cu cele două fetițe care le vedeți acum în imagini.
Sabina și Jasmina și le întrebasem unde ați locuit în tot acest timp. Deci cred că mi-au listat vreo 6 locații prin care au tot trecut. Moș Crăciun nu a trecut pe la casa lor, neștiindu-le poate chiar adresa, neexistând o adresă unde să vină moșul. Și uite, visul acestei familii este un acoperiș deasupra capului. De asemenea, Alexandru, bun, pe lângă faptul că nu există o locuință pentru această familie, mama își crește cei 7 copii din 2 indemnizații primite de la Alexandru și Evelina. Din 3.500 de lei își crește copiii. Bani pentru medicamente, evident, nu sunt suficienți. Dar, iarăși, este o poveste despre curaj, multă iubire, pentru că ea este foarte dedicată și cel mai important lucru în viața ei sunt copiii. Următorul caz este familia Hristescu, iar acolo vorbim despre Costel, un băiețel care are nevoie de o intervenție medicală. Bun, familia a tot fost provocată de-a lungul anilor, de când a apărut pe lume băiețelul. El și-a pierdut auzul, aceștia au reușit să implanteze un aparat, aude, dar uite, se confruntă cu o mare problemă, are un picior mai scurt decât celălalt și pentru că este în plină dezvoltare, copilul are nevoie de o intervenție pentru a avea o viață normală, la fel ca ceilalți copii. Așadar, avem două cazuri impresionante și sper că oamenii vor da dovadă de generozitate, vor fi sensibilizați și vor oferi o mână de ajutor. Sperăm și noi să se întâmple acest lucru. Cu siguranță așa va fi, pentru că nu ai cum altfel. Eu, tu îmi vorbești și eu deja mă emoționez foarte mult. Îți spuneam și adineauri la machiaj că eu nici nu pot să urmăresc poveștile astea de la o vreme încoace, de când am copii. Nu știu ce s-a întâmplat. Da, să le și filmez. Da. Și la asta voiam să ajung. Dar aminte să mai și fii printre ei, să le simți durerea, să le simți necazul și așa mai departe. Cum a fost pentru tine din punct de vedere al emoțiilor? Aceste două povești au fost împărțite. Eu am fost responsabilă de familia Ciumeico, iar colega mea Iuliana a filmat familia Hristescu. A fost emoționant. Am avut două vizite la ei acasă, cumva de două ori, și de fiecare dată copiii, totuși, ăștia mici sunt așa într-o continuă schimbare. Inițial distanți, reci, stați, reticenți. Da, iar a doua oară deja parcă făceam parte din familie. Așa e, da. Fel, cumva comportamentul atât era... Dacă te mai duci de vreo două ori, ești de acasă. Da, sunt de... Da. Da, a fost greu și emoționant, dar... Și totodată, uite, eu în această mamă am găsit atât de mult forță și curaj. Exemplu de o lecție, da, de curaj și de puterea asta de a merge mai departe. Prin modul de a-mi povesti istoria prin care ea a trecut, eu ca și reporter am încercat să aflu cât mai multe detalii și iarăși m-am pomenit și m-am ciocnit de o forță din asta și de o mamă protectoare care face orice pentru a-și proteja și crește copiii în cât mai multă armonie și iubire. Este un destin greu prin ce a trecut ea, a încercat să-și refacă viața, nu a ieșit, dar faptul că, uite, a ales să înfrunte greutățile, dar să ofere un mediu sănătos copiilor, mi se pare... Da, de lăudat. Da. Și că a avut până la urmă curajul, sunt extrem de multe femei care, din păcate, stau în astfel de condiții, stau în condiții de violență, de agresivitate și așa mai departe. Bun, dacă tot așa cum ziceam... Despre cea de-a doua familie am discutat la telefon și de asemenea este o familie luptătoare care, având pe mezin, au alți copii mai mari, Costel fiind mezinul familiei, s-au confruntat cu aceste probleme de când el s-a născut. Și de fiecare dată au luptat, da? Până când, uite, acum forța a scăzut din intensitate și de asta, tocmai de asta au nevoie de ajutor și de susținere. Iar în preajma sărbătorilor de iarnă, sper ca încă o dată și în acest an să se întâmple minuni. Este, așa cum ziceam, este al 25-lea Crăciun pe care îl marcăm prin această campanie Dăruiești și Câștigi și sper că această cifră rotundă să se materializeze și în cifre pe card, mă refer, să dea Dumnezeu să fie așa și să arătăm încă o dată că putem fi o societate care sare la nevoie, care își ajută aproapele și mai ales atunci când este vorba despre copii, pentru că nimic nu este mai sfânt decât ei.
Bun. Mamă. Da, e sensibilă treaba asta cu copiii, zic eu. Dar chiar m-am emoționat. În afară de aceste două povești, până de Crăciun, atunci când vom afla câți bani s-au adunat și cum îi putem ajuta pe cum i-am putut ajuta la acea etapă, vor mai fi tot felul de subiecte prin care vom vedea ca în fiecare an ce mai fac eroii noștri din anii precedenți. Ai putea să ne zici măcar câte ceva pe cine vom vedea? Da, hai să începem, că am discutat deja cu unii dintre ei și am reușit și să filmez la fel pe unii. Bun, deci familia Mironov, Nicu Mironov, de fapt, tânărul care se deplasa cu ajutorul unui scaun cu rotile și avea nevoie de un transplant de rinichi. El era dependent de procedura de dializă. Nicu se află acum în Italia, a reușit să identifice o clinică și își urmează acolo tratamentul, are parte de specialiști profesioniști, un tratament mai puțin dureros și cred că anul ăsta l-am simțit cu și mai mult speranță în suflet că va reuși să prindă, bun, să se înscrie, să se înregistreze în acel rând din Italia și speră să beneficieze de un transplant de rinichi, mai ales că are acum parte de o procedură de dializă mai puțin dureroasă, mai calitativă, cel puțin așa s-a exprimat el. Uite, un caz care, acea luminiță la capătul tunelului se întrevede mai bine decât acum un an, da? Oricum, Nicu, atunci când l-am cunoscut, era un personaj foarte optimist și pozitiv, indiferent de greutatea la care l-a supus viața. Anul ăsta e și mai, și mai multă lumină. Așa. Da, a fost bine să-l revăd. Familia Mironov, Ionuț, care suferă de fapt de leucemie, el a reușit să ajungă în Turcia, a beneficiat de un transplant de măduvă, dar lupta lui continuă. Este în continuare în Turcia la clinică și alături de tatăl său continuă tratamentul dureros. Familia este la distanță, de ceilalți membri ai familiei sunt în Moldova. Mă rog, lupta lor continuă pentru a-i salva viața. Au reușit câteva schimbări mici în casă, să-și creeze un grup sanitar, să-și construiască un grup sanitar, au schimbat geamurile care erau acoperite doar de o peliculă iarna, au geamuri și în casă este cald. Dorul este mare, ei toți sper să reunească cât mai curând posibil. Bun, dar vedeți la știri restul detaliilor. Da, asta am vrut să zic, gata, oprește-te! Oprește-te cât te-ai apucat să ne zici tu. O să vedeți în continuare la știri. Acum am zis două dintre ele, dar urmează și alte urmează istorii mai multe, cu final fericit. Bun, ca să încheiem despre campania Dăruiești și Câștigi, în ajun de Crăciun și de Crăciun, corect? Da. Fiți cu ochii pe ProTV, pentru că atunci vom vedea magia din acest an cum funcționează, dar și pe parcurs, pentru că imediat ce aceste cazuri sunt publicate, oamenii cu suflet mare deja reacționează și încep să facă mici atenții. Ok, mai avem foarte puțin timp, un minuțel și tare nu vreau să te las să pleci fără să-ți pun și ție câteva întrebări, cum așa, nu doar despre campania Dăruiești și Câștigi. E ziua surorii tale astăzi, să-i spunem la mulți ani, să fii sănătoasă, să ții copilul sănătos. Eu foarte des, foarte rar vorbesc cu Valeria, dar când vorbesc cu ea, de obicei vorbesc și despre tine, să știi, Maria. Așa. Mă bucuram mult. Hai, zi și tu la mulți ani. Așa. Spune și tu, Maria Mirabela. Păcat să nu-i spun, da, la mulți ani pentru sora mea astăzi, de sărbătoare în familie. Este sărbătoare. De, după știri, imediat la masă de sărbătoare. Așa este. Bradu, l-ai împodobit? La mine nu, la sora mea, da, îți tot povesteam că la ea acasă intru, mă rog, peste o seară, fiecare seară și hop, într-o seară bradul e împodobit, a doua seară e despodobit. Deci cea mic face câte un nou design, depinde cum se trezește, în ce mood. Vedem astăzi ce va fi. Ce vrei să-ți aducă moș? Vreau să-mi aducă sănătate, fericire. Și o geantă. Nu, geantă, de ce? Sănătate și fericire îmi doresc. Gata, atât? General sună, nu? Dar chiar asta vreau. Cât mai multe momente în care să mă simt fericită și să nu lipsească sănătatea mie, dar și celor dragi, familiei, la fel asta îi doresc. Asta îți doresc și eu din tot sufletul și mai ales că suntem și în ajun de ziua ta, cumva, nu chiar în ajun, dar mai uite, atunci se împlinesc 28. Uite, atunci, până mai atunci încă mai ai câteva zile, tocmai 13 zile, nu? E ceva. Așa, uite, am anunțat toată țara să știe când e ziua ta să-ți aducă flori.
să trimiteți mesaje, să-i spuneți care 27 de ani. Da, 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 să nu uitați. Valeria, dincolo de toate glumele, ce o să faci de ziua ta? Nu știu, bună întrebare, nu mi-am făcut planul. Aștepți o surpriză? Cine nu așteaptă o surpriză? Apelul a fost lansat. Nu știu, vedem ce rezervă acea zi. Vedem. Fără mari planuri. Eu îți spun anticipat la mulți ani, deși o să-ți spun și în privat și mă bucur tare mult că ai mai trecut. Tu azi erai așa cumva nostalgică, Valeria la machiaj mi-a zis că tare de mult n-a fost la noi și chiar era dor. Uite că magia are loc la protele. A început. Mulțumesc tare mult, ai și un cadou acolo de la partenerii noștri. Mersi, Valeria. Prea multe decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă, nu există nici produse pentru casă și familie. O nouă locație cu peste 1500 de metri pătrați și a deschis ușile pentru clienți în cel mai mare mall din țară, iar vitrinele sunt de poveste. Ce putem găsi în magazin la capitolul decorațiuni de Crăciun, aflăm din reportajul ce urmează. Această locație este cel de-al șaptelea magazin din toată rețeaua Global Store. Este un magazin cu totul în alt concept, un alt design și evident, nu în ultimul rând, și locația este în cel mai mare centru comercial, Fort Mall. Și este cu un asortiment mai mare decât în restul magazinului. Mai multe decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă, mai mulți pomi de Crăciun, mai multe produse pentru casa și familia ta, toate în aceeași locație. Suntem încântați prin deschiderea magazinului nostru să dăm start și luminii sărbătorilor de Crăciun, să încântăm oaspeții cu asortimentul larg de decor de Crăciun, lejerie de pavetele tematică și multe, multe alte surprize și noutăți. Magazinul Global Store cu numărul 7 din incinta Port Mall este unul dintre cele mai mari magazine Global Store, are 1500 de metri pătrați și include categorii în vânzare precum decor, textile, textile casă, textile bucătărie, birotică, jucării, papetărie, detergent și organizare casă. În ajunul sărbătorilor, la mare căutare sunt decorațiunile de iarnă. În această perioadă, cu siguranță, în topul preferințelor au decorul și brazii de Crăciun, instalațiile luminoase, dar în topul preferințelor dintotdeauna a fost și rămâne și textilul. Textilele, lenjeria de pat în special. Avem un asortiment foarte larg de brazi de Crăciun, avem brazi înzăpeziți, brazi verzi, avem decorul plasat la raft conform gamei cromatice, avem toate culorile care sunt în trend în acest sezon, inclusiv albastru, rozul pudră, albastrul închis, albastru regal și avem diverse instalații luminoase de toate lungimile, dimensiunile și toate tipurile. Avem mult decor de exterior, avem reduceri grandioase la minus 30, iar decorul de Crăciun ba chiar și la minus 50. Designul unic și confortabil oferă o ambianță plăcută noului magazin. E большой грандиозный проект, 1500 метров. Для Молдовы, скажем так, не постоянное открытие, то есть магазин большой, с большой категоризацией товаров. Основной идеей и концептом это было сделать современный, удобный, комфортный, уютный магазин для потребителей, для клиентов, с правильной выкладкой товара, с тем, чтобы все зоны работали только на привлечение, отсутствие мертвых зон, правильное освещение. Было учтено очень-очень много нюансов, проработок. Новая локация есть апрециата и для клиентов. В general, totul ce este în această locație mi se potrivește foarte mult pentru că e aproape de casă, plus că este mare, e larg, e ușor de văzut sortimentul și de ales. Decorațiuni pentru casă, diverse, pentru că ele niciodată nu sunt prea multe, plus că este instrument foarte ușor și la îndemână de a schimba atmosfera. Câteva detalii și cu totul alt feeling. E unul dintre magazinele mele preferate pentru că ador să decorez casa cu diferite, nu știu, statuete și tot așa mai departe și acum că suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, asta este neapărat, aș zice eu, și iată că am venit să-mi fac plinul ca să-mi decorez și eu casa frumos. Astăzi, deci, am venit să luăm cele mai drăguțe globulețe pentru brăduți, pentru că este primul nostru Crăciun în familie și împreună cu soțul, deci, am venit să alegem
câte ceva pentru produsul nostru din familie. A venit cu cadouri pentru anul nou, dar am luat mai mult. Și pernii pentru casă, și veselă pentru bucătărie, de toate. Nu, locația superbă, foarte bine. Ne-am cumpărat niște jucării pentru anul nou. Ție cum ți-a plăcut pui? Foarte bine. Da? Da. Ce-ai cumpărat? Ia zi-mi ce ai ales. Jucării, am ales urechiuș și atât. Echipa Global Store este motorul companiei noastre. Vreau să le aduc un mare mulțumesc, pentru că fără de ei nici cum nu reușeam să inaugurăm cel de-al șaptea magazin. Sunt foarte bravo, sunt foarte mândru de ei și mă închin în fața lor pentru tot ce au făcut pentru a inaugura cel de-al șaptelea magazin, care este într-adevăr un magazin foarte mare și s-a depus foarte mult efort. Cu siguranță la Global Store întotdeauna găsiți totul pentru casa și pentru familia ta.
Elena Manciu, acum la O Seară Perfectă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Așa, v-am admirat în acest videoclip filmat împreună cu soțul dumneavoastră. Ați făcut așa un fel de poveste de dragoste acolo. O poveste de dragoste, da. Specială. Special. A acceptat ușor? Da, soțul, foarte da? Ușor. A fost, da. Nu era operat. Nevoie să căutăm actori. Actori, așa. Înseamnă că e și bine. Eu vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult de susținere și de grijă pe care o purtați pieselor mele, că aș zice eu, un cântec este ca un copil și trebuie să ai grijă și dragoste și susținere pentru el. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru grija care mi-o purtați pentru copiii mei, care este muzica mea, aș zice eu, este respirația mea. Ea se ține de mine și eu mă țin de ea. Foarte frumoasă relație. Așa e cu copiii, se țin așa. De noi. Bun. Cu ce ocazie a fost făcută piesa asta? A fost făcută chiar de ziua dumneavoastră sau așa v-ați dorit să faceți nu, o piesă? Chiar de ziua mea și s-a întâmplat așa foarte, foarte rapid, fiindcă se apropia ziua mea de naștere, aceasta a fost în luna septembrie. Așa. Și Ionel zice, mămica, noi vrem să-ți facem un cadou, dar știu că tu, din toate cadourile, iubești cel mai mult piesele pe care le faci tu și dacă reușești să scrii o piesă, noi facem tot posibilul și să o aducem în dar frații și cu tăticul. Și atunci aceste versuri eu le-am scris undeva cu 2 ani în urmă. Așa. Ele erau la mine acolo în rezervă, dar de fiecare dată eu scriam piese pentru toți oamenii cei dragi, dar pentru mai mine... Mai puțin pentru dumneavoastră. Da, nu am scris niciuna. Aceasta este unica piesă care mi este dedicată mie. Și atunci când Ionel a venit cu această propunere, eu am zis că mă întorc la aceste versuri și văd ce se primește. Deci s-a făcut foarte repede, timp de, nu știu, 2 săptămâni, uh-huh. datorită lui Sandu Gorgos, care mereu îmi vine în întâmpinare și îmi face aranjamentele foarte rapid și vreau să-i mulțumesc și lui pe această cale și desigur și domnului Sergiu Teacă, cu care am lucrat în studio și am o colaborare foarte frumoasă cu ei. Și încă mai târziu mi-a venit mie ideea, zic, în luna noiembrie, noi cu soțul împlinim 38 de ani de căsătorie. Deci și m-am gândit eu că ar fi bine să din ziua filmăm... dumneavoastră ați făcut o zi yes. și a cuplului. Da, da, da. Și nu am reușit totuși de ziua anunții noastre să fie gata, da. Da, să fie gata, dar mă bucur nespus de mai mult bine, că într-un final, niciodată. Da, toamna se numără bubocii și la sfârșit de toamnă am reușit să prindem toată frumusețea de afară, frunzele și copacii în toate culorile și florile și a fost o zi așa frumoasă și cu soare, chiar dacă a fost un vânt așa puțin de dimineață, după masă s-a aranjat toate lucrurile așa, cum parcă Dumnezeu special le-a făcut într-așa fel ca să ne fie nouă comod și bine. Și vreau să menționez că am lucrat la acest videoclip cu un domn foarte, foarte apropiat mie, fiindcă eu lucrez împreună cu el în orchestra prezidențială, în afară de muzician, este în orchestră ca muzician, el se mai ocupă și cu așa feluri de a mai... face producții video. Așa. Da, și deci, iarăși, într-un timp foarte scurt, am reușit împreună cu el să aducem spre vizionare acest videoclip și vreau să-i mulțumesc foarte mult. Este vorba de Valentin Tănas. Așa. Bun, am aflat toată echipa care a muncit la această piesă și la acest videoclip. Dacă tot ziceați că cumva copiii au fost cei care v-au îndemnat să vă faceți acest cadou, vin sărbătorile acum. Da. Vă întruniți cu toții, reușiți să vă adunați sau nu? Nu reușim să ne adunăm și chiar cât de mult mi-aș fi dorit, nici cum nu se primește, fiindcă... Niciunul dintre ei nu vine acasă? Niciunul dintre ei nu vine acasă. Și nici dumneavoastră nu mergeți? Nici eu nu merg încolo, dar mai am al treilea care este e cu acasă, noi. E acasă, da. E acasă, așa că oricum... va fi trist fără ei, fără nepoței, dar
Avem noroc de rețelele. Sigur că da, de socializare. Adică telefoanele fac minuni da, ziua de azi da, și da. Puteți sta la masă fără să fie chiar. Dar în schimb mi-au promis că la vară vor veni. Au fost și vara aceasta și mă bucur mult fiindcă a fost și Alexandru și Ionel cu familia și Alexandru cu Olga. Deci am avut plăcerea asta ca să stau cu ei vara și sper eu și la vara care vine. Ce să facem? Așa, asta așa. E, da. Asta ei, e. Au și ei o viață, trebuie carieră și așa mai departe se dezvoltă și ei. Cum a fost acest an pentru dumneavoastră? Că mai avem vreun minuțel și aș vrea să facem cum. Aș vrea să spun că a fost foarte fructuos, foarte rodnic și foarte bogat pentru mine pe plan profesional, fiindcă în afară de ceea ce mai fac eu piesele mele și mai ies pe la televiziune și radio, mai fac muzică și cu orchestra și am reușit în anul acesta chiar să aduc publicului și piese în stil clasic și piese de muzică ușoară. Și acum, spre sfârșit de an, mă bucur de toate rezultatele și toate reușitele pe care le-am obținut întregul an. Mă bucur tare mult să aud că a fost un an plin de reușite și pe final, dacă tot avem produsul aici, ce doriți să vă aducă moșul? Numai nu spuneți că o piesă. Desigur că piese îmi doresc cât mai multe, dar îmi doresc să am și admiratori mulți ca să poată să le asculte și... Desigur, mi-aș dori și copiii să fie alături de mine în zilele acestea frumoase de sărbătoare. Dar noi ne mulțumim cu ceea ce avem și cu ceea ce ne dă bunul Dumnezeu și, desigur, dacă avem sănătate, le facem pe toate. Poate de unde știu eu, poate și zburăm, eu știu. Poate, mai e ceva până acolo, mai sunt vreo 3-4 săptămâni. Dacă ei nu pot veni la noi, poate cumva reușim noi să mergem Doamne încolo. Doamne ajută, ce să zic eu. Sănătate multă vă doresc și bata, aveți și un cadou acolo de la partenerii noștri. Mulțumesc, la fel, sănătate și sărbători. Fericite, vă doresc. Mulțumim, iar noi continuăm. Cine-i soarele tău a răsunat weekendul acesta la Palatul Național într-o atmosferă feerică făcută de băieții de la Cord. Trupa a împlinit 19 ani de activitate și 4 de când e în componență actuală, așa că și-a adunat publicul drag la două concerte superbe. Vedem și noi atmosfera în cele ce urmează. Cine-i soarele tău, dă-mi să fiu eu. Cine-i soarele tău este piesa care a ridicat publicul în picioare, dar și denumirea concertului pe care l-au avut băieții din trupa Acord în acest weekend la Palatul Național. Este, va fi o seară plină de dragoste, muzică, emoții și energie. Bine ați venit! Altfel nu poate fi, bună seara, dragilor! Altfel nu poate fi, deoarece noi știm publicul nostru, el este unul fidel și plin de emoții profunde. Publicul a trecut prin toate stările, a cântat, a dansat și a lăcrimat. Apariție spectaculoasă alături de băieți a fost Ludmila Danilcean, care a interpretat cele mai îndrăgite piese. Tot în luna decembrie, trupa Acord s-a relansat și de atunci, alături de Igor Sârbu, este Eduard Malareu. Formația Acord! Zboară fluturi și nu se mai întorc, iar eu mai cred că voi iubi. Zboară fluturi și nu se mai întorc, iar eu aștept. Bilete
biletele s-au vândut ca pâinea caldă, iar la concert au venit familia, fanii și cei mai apropiați prieteni. În afară de faptul că îi cunoaștem ca și artiști, eu îi cunosc ca și prieteni și este un lucru frumos atunci când un prieten foarte bun are un eveniment de astfel de anvergură și ar fi păcat să nu fiu prezent, tocmai de aia am 6 bilete aici, am atunci pe mama și pe mătușa și pe soră și pe primar și pe primăriță. Dacă aș fi putut, aș fi luat tot negureniu, dar cei din la negureniu cu siguranță au simțit talentul băieților de la cort pentru că au fost acasă nu doar o singură dată și au cântat cele mai frumoase melodii. Cartea de vizită, o să mă repet, este Cine-i soarele tău și am ascultat-o de câteva sute de ori. Noi și suntem așa mai apropiați, fletești să zic, mai mult cu Igor, ne cunoaștem mai de aproape și chiar îi iubesc. Le zic și întreb de fiecare dată cum atâția ani poți să fii în top și piesele lor să devină hituri. Și probabil munca, pentru că văd că muncesc foarte, foarte mult, sunt foarte, foarte devotați și sunt permanent prin activitate, ba filmează videoclip, ba fac piese noi și normal că am venit să-i văd, cum să nu vin să-i văd. Enorm ne dragi băieții, că au așa o sensibilitate, așa de drăguți, așa de finuți, dar ce ține de creație, îmi place foarte mult că au niște texte bune în cântecele lor, nu mai zic câți variate. Chiar le dorim succes și așteptăm așa să iasă din culise cu emoțiile lor frumoase. Așteptăm. Atât de talentați sunt și băieții din acord, atât și XO Band. Îi cunosc și pe unii și pe alții și îmi place foarte mult. Înainte de a veni la concert îmi cântam Tu ești soarele, ei, pe, iată așa, vine, tot atât. Ați văzut cât de frumos cântă și XO Band și băieții și cred că o să avem o seară foarte minunată. Iar cele mai îndrăgite piese din repertoriul băieților sunt Unde, Prizoniera, Hora Dorului, Cine s-a născut aici. Sunt cele pe care noi, chiar și în cercul nostru mic de prieteni mai închis, le predonăm și în lipsa lor de multe ori. Am zis că îmi place foarte mult tot ce fac acum, da, Cine-i soarele tău, chiar și așa se numește și concertul. Mai iau, ce ține de denumiri, eu sunt așa mai, dar ce ține de piesă, chiar ultima pe care au scos și au făcut și un clip, Casa mea. Doamne, atât de tare m-a emoționat, chiar și am plâns. Am plâns și l-am sunat și am zis că mi-a plăcut și videoclipul și atât de emoționant și frumos și... Iau așa și mai, unde? Și după care eu treci pe un plânsăt, după care treci pe o horă, cam cuprinde cam tot ce ține de sufletele și de... scena mare, să zic eu așa. Când apărea ultima melodie care era și zice, haide să ți-o pun așa să vezi tu cu ochiul tău, cu simțirea ta. Și am ascultat ultima Casa mea și vă zic că e genială, pur și simplu, un text nemai săvârșit. Mai ales că cam te regăsim noi o parte care am trăit și am mai plecat și am venit și nu știu, am mai găsit locul potrivit să regăsesc în melodie. Pe soare, unde? E o strigă, nu răspunde, unde? Atât pentru astăzi, mâine îi vom cunoaște pe doi mici dansatori care au făcut senzație la un concurs internațional de dans. Dominic și Amira sunt doi verișori care formează un cuplu de dans deja de 4 ani. În tot acest timp au participat la nenumărate concursuri de dansuri sportive, iar acum au luat locul 2 la o competiție din Olanda. Mie cel mai tare îmi place la dansuri mișcările complicate. Noi am fost în Olanda, concurența acolo a fost foarte mare. Cum a început povestea lor, dar și de ce provocări au avut parte, afli luni la O seară perfectă. Pe mâine, la ora 18, o seară perfectă să aveți și o săptămână cu spor. La revedere!